Salutare, salutare și bine ați venit pe canalul Pescuit și Pasiune. Astăzi suntem la o nouă partidă, de data asta influențat de prietenii care mă poartă pe niște locuri, pot să spun frumoase, dar pentru mine nu. Poate mulți știți unde sunt, suntem la Vodița. Sunt cu Marian și Pepe. Este o zi ploioasă. Din păcate, vremea nu ține deocamdată cu noi, dar poate peștii o să țină. Am venit de vreo jumătate de oră. Acum am lansat și eu prima oară bățul. Să sperăm că va fi o partidă reușită, să prindem și ceva pește. O să dăm prima dată așa împrăștiat, să găsim un loc unde să putem să și prindem. Am să pun bețele aici. Mai am câteva lucruri de făcut. Trebuie să-mi scot, să-mi aranjez pe aici. Aici în locul ăsta nu prea am găsit un loc foarte tare. Surprinzător faptul că malul este plin de bolovani. Am sondat cu plumbul și nu am loc tare. Aproape toată zona aici unde este în fața mea este un strat de nămol undeva la între 5-10 cm. Cred că de-aia nici nu-mi trage la metod. Deja am o oră jumate de când îs dat, nici băieții încă nu au prins. Și m-am gândit să fac o montură de coșuleț și să pun textil pentru a vedea cât mai rapid trăsăturile. Haideți să vă arăt cum fac montura. Deci pe firul principal este de textil. Aici am o bucată de 35 de cm de fir de 0,30. Am să fac aici o prelungire pe monofilament. Deci monofilamentul, îi facem o buclă, băgăm textilul de jos în sus. Aici am textilul destul de gros pentru că e textilul cu care sondez și cu care nădesc și n-am altul mai subțire ca să pun. Deci se matisează de 5-6 ori și se bagă tot pe unde a intrat în buclă. Se umezește și se trage, se întinde încet prima dată și din ce în ce mai tare, da? Se va face un nod destul de finuț, tăiem capetele și la mono și la textil. Așa arată. Bun. Și acum aici o să introducem o agrafă cu vârtej. Și numai bine că aici nodul acesta o să fie ca o contră. După ce punem agrafa, o să punem un opritor. O să punem aici un opritor. Pentru a proteja
nodul și a oprit coșulețul. Cam atâta, undeva la 15 cm e suficient și vom face o răsucire aici, da? Știți cum se face, da? Deci lăsați într-o parte și țineți de pe alt cu degetele așa și răsuciți. Faceți un picioruș de vreo 15 cm. Important este să fie puțin mai lung decât coșulețul, da? Deci ceva de genul ăsta, să depășească coșulețul. Și un 10 cm dacă aveți coșuleț mai mic, dacă aveți coșuleț mai mare, un 15 cm este foarte bun. Așa. Aici vom face o buclă, răsucim și facem un nod 8. Întindem cu grijă, tăiem surplusul și așa arată. Da? Aici o să punem un forfac deocamdată de vreo 50 de centimetri, ca apa stă și e suficient, da? Deci așa putem să facem prelungirea între textil și să punem coșulețul. Aici vom lua un fir de 0,14, un cârlig de 12. Ia să vedem. Le-am aici pus, să vedeți. Înainte să pun cârligul, să fac montura, am să mămesc un pic, așa, fără forfac, da? În locul unde dorim să pescuim, ducem vreo 10 coșulețe, așa e suficient, și după aia începe partida. Și soarele, a venit și plăticuța. Plăticuță, plăticuță, la asta e și dau drumul că moare. Nu mai țin un juvelnic. Opa! Du-te! Nu mai vrei să pleci! A trecut ploaia, au venit soarele și vin și peștii. Să sperăm că vin și carașii. Nada rezistă. Avem aici ceva. Of, tot o plătică a fost. Bine că s-a desfățat. Nu trage carasul. Aici am măl, cum v-am zis, prin multe plătici. După cum știți, plătica stă în zonă unde e măl, îi place. Și probabil de aia nici nu prin caras. Peștele nu mănâncă absolut deloc. Merem la băieții ăștia să vedem ce mai fac pe aici. Uite pe pică, acum a scoate bățul. Marian doarme. E o trasă de nu mai poate. Pepe scoate ceva acum. L-am venit să-l spionăm. Scoate! Ce scoate? Metodul gol scoate. No. Cum e, Pepe? De ce nu trage? Oricum, bine că ajung acolo, că eu am prins. Ai, ai, sper că se trage mai pe seară și nu de dimineață. Să sperăm că o să fie face? Bine. Ce să face? Vezi, Chelica, nu mâncă peștele pe niciunde, ai văzut, că toți zic că nu trage, toți. Toți cu care am vorbit, pe unde am vorbit. Au venit unul aici, a fost la, cum îi zice, zi?
acolo, la... Te pescuiești tot așa de pe stradă. De unde îți place să mergi și tu? Da, da, pe la... Da. Plisură, pe acolo, da, în zona aia. Și nu tot așa, că nimic. Iar sunt de clipsa, mă. A, pe dacă ai spălat și tu la... Ce bine ar fi. Într-adevăr. Știi că eu sunt mai puturos și mai... Nu vezi cum arată și bărți ăsta. Bate și murul ăsta de vânt. Ăsta mai lipsia. Deci că nimeni trage. Așa e la pomul lăudat. Da. Trebuie să mergem la mănăstire să ne spovedim. Păi, nu știu ce putem merge la mănăstire. Pomul în mânare. Uite, Marian doarme. Doarme, se odihnește și chiar când o să tragă noi dormim și el o să prindă pește. Da, asta este. Revenim cu noutăți. Din păcate, e gălăgie mare de la mașini aici și de multe ori de aia nici nu prea vorbesc, că nu ne putem înțelege. Acum am ceva de la îndepărtare. Sper că va fi un caras. Aștept un caras mai mare de foarte mult timp. Minciogul! A, las! Hai, iau! Caras fain! În sfârșit! Carasul! Ai, ce frumos agățat de buza de jos! Să fie primit! Caras de vodiță! Ia uite! Ce mai... Am încercat la coșuleț și ia uite ce murunaș am prins. Asta e. Apune soarele și noi tot ăștia mici prindem. O să trec și cu bățul ăsta pe metod. Ce-i asta? Plătică! Opa! Ia uite! Pleacă! Ciao! E capul meu! Cât a crescut apa! Să vedem dacă avem ceva. Jale, jale mare. Crescut enorm de mult apa. Uite, avem un caras. În sfârșit. Pe zi de... Pe... Ia
e groaznic. Trecut deja de 3 ore am. Ia uite ce ești. M-am săturat deja cât am mutat bețele. Partea cea mai proastă e că nu mai am unde să mă mai mut. Mai am un metru, metru jumate și ajunge sub umbrela. Ia să vedem. Mizerie. Și atât, doar mizerie. E groaznică treaba. Aici, apa și... Deja nici nu o să mai pot imediat arunca. Aici mai e un pic loc. Aici unde sunt băieții. Da, asta e. Bebe, hai că îți intram mâinile în apă, bă. Băi, lasă-mă. Da, mă. Vedea deci, cât o crescut, mă. Băi, auzi, ia uitați-l pe Pepe. I-au păgat. Îl dea afară imediat. Da, uite, așa le-au spălat molinetele. Dar nu e rău că, uite, a stat în... Da. Uite ce o crezi tu, bă. Bă, deci eu nu mai am loc să dau. Eu ți-am spus. O să scoadă. O să scadă, dar când? Rot. Bă, tot crește, m-am spus, uitați, câteva minute tot crește. Cred că o să ne scoate de aici, eu. Mâine, cred că îi fac baie. Of, mai, mai. Am vrut să zic, Stelica, mai stai că ești cu cizmele, dar m-am văzut că nu are. Nu, măi, că le-am dus sus. Uite, îți legați de piatra aia, uite, da, e acolo. Da, cu pietre, două pietre. Acolo, pește acolo și... Păi, voi ce ați păzit, mă? N-ați dormit? Du-te bombă de pe aici, n-ai văzut că... Vine apa mare. De lună. Asta se fac.
costa. Băi, nu știu ce să fac, mai, mă pun să mai dorm. Vine apa, mă ia tot ocupat. Băi, ce pește, bă? Pește, bă, da. Prins. Plătică dormind. Auzi, bă, dar ce mai cui, că n-am... Plătică. E plătică. Ai și un fir. Fir? Da, e un fir. O fi de la... Nu, ăsta e afară. Ăsta e afară. Înseamnă că e de la mine, poate. Avem un calas mai frumos. Trebuie să mă să... Cel mai mare calas. Oh, așa. Da. Cel mai mare caras. Avem ceva aici, da, este iarbă, toată ziulica, de ce nu prind eu pește, ia uite, caracatiț de iarbă. Să vedem dacă mai avem ceva aici. Am avut o trăsătură și mi-a intrat în iarbă. Am undeva la vreo 50 de metri niște iarbă acolo. L-am aici. Să vedem. E mare? Nu e mare. Dar e caras. Ia uite-mi cum vine. A venit cu salată pe tot. Oh, așa. Ia uite-l. Grăsunul. Deci cam asta este. Cu asta o și încheiem. Ce să zic, veniți la Dunăre, la pescuit. Apa este frumoasă, e limpede, e curată, nu mai e inundație.
crește apa peste zi, dar asta doar pentru că reglează din baraje debitul. Așa că a trecut și peste Marea Viitură. Putem să venim liniștit la pescuit până vine iarna, cât mai avem timp. Scoatem și pești. Nu sunt mulți. Carasul de Dunăre. Asta este. Dacă vreți să mai vedeți locații noi, o să vin săptămâna viitoare iară pe altă locație nouă. Până data viitoare, vă doresc numai bine, fir întins și nu uitați că cea mai bună nadă este informația. Să ne vedem sănătoși!